Coronavirusul a băgat în carantină un cămin din Chișinău. Izolați sunt 99 de studenți de la Universitatea Tehnică și 4 angajați ai instituției. Situația excepțională a fost instituită după ce o studentă a fost testată pozitiv cu virusul COVID-19. Informația a fost confirmată pentru postul nostru de televiziune de rectorul UTM Viorel Bostan. Ieri, pe data de 19 martie, ne-au sunat de la Centrul Sănătate Publică Chișinău și ne-au anunțat că o studentă a Universității Tehnice este testată pozitiv cu COVID-19. Potrivit reprezentanților UTM, după ce în 11 martie orele au fost transferate în regim online, studenta a plecat în localitatea de Baștină și nu a mai intrat în contact cu colegii sau profesorii. Cu toate acestea, în cămin au fost sporite măsurile de siguranță. Clădirea a fost închisă, iar cei care anterior au intrat în contact cu bolnava sunt izolați. De asemenea, conducerea UTM a anunțat că alte cazuri nu sunt înregistrate în instituție. Acum sunt măsuri sporite. Cu alte cuvinte, nu se permite intrarea sau ieșirea din căminul numărul 1 a Universității Tehnice. Am luat o decizie să alimentăm din contul Universității Tehnice. Le-au fost livrate produse ieri, astăzi și în continuare le vom livra toate produsele necesare. De asemenea, este monitorizată starea lor de sănătate. Au fost intervievați fiecare. Vitalie Mutaf, șeful Direcției pentru Protecția Internă a UTM, susține că cele 103 persoane au fost asigurate cu produse alimentare de primă necesitate pentru perioada de carantină, iar starea de sănătate a tuturor celor aflați în cămin este monitorizată 24 din 24 de ore de medic. В общей сложности 103 человека, на которые по расчету завезен и хлеб, и молоко, фрукты, чеснок. Помимо того, что я перечислил, было завезены еще другие продукты, вы видели, растительное масло, яйца, то есть весь необходимый набор продуктов для того, чтобы люди могли как минимум до четверга следующей недели установленное время Центром общественного здоровья и, если по необходимости, до момента снятия карантина. Завезли дополнительно 20 термометров для того, чтобы регулярно мерить температуру. Постоянно ведется учет температуры у всех прибывающих утром и вечером, за это отвечает закрепленный медик. Responsabilii ne-au mai mărturisit că studenții, împreună cu personalul tehnic, s-au mobilizat, respectă toate normele, iar în interior este o atmosferă calmă și fără panică. Хорошее настроение и используются все современные технологии для того, чтобы эту ситуацию, как говорится, соответствовать, разруливать. То есть ребята создали внутри группы в Вайбере, ведется переписка через эти группы, обменивается данными по температуре, по состоянию. Даже вот приходит машина с продуктами, сразу идет сообщение, выходят люди помогать разгружать, забирать, распределять по этажам. Оптимистично на данный момент, никаких таких панических настроений не наблюдается. Даже само название группы Viber отвечает за себя. Оно называется «Карантин фără паника». Situația din cămin este strict monitorizată și de Centrul de Sănătate Publică din Chișinău și Ministerul Sănătății.